Consilier local liberal și secretar general al organizației județene a PNL Giurgiu Marian Măroiu a declarat vineri dimineață că personal nu va vota pentru proiectul privind un nou împrumut pentru refinanțarea creditelor vechi. El a explicat că este imposibil, potrivit specialiștilor, ca, în contextul unuia dintre vechile împrumuturi cel puțin, să fie obținută o dobândă mai avantajoasă decât este acum. Dacă s-ar face astăzi o refinanțare, dobânda se aduce pe undeva la 6-6,5% și nu văd rostul acestei refinanțări a creditelor, pentru că această perioadă de grație de 3 ani de zile, în care n-am plătit decât dobândă, nu o să mai recuperăm niciodată. Și e păcat ca să renunțăm la un credit cu o dobândă așa de mică în schimbul unei refinanțări cu o dobândă dublă, dacă vreți, și mai mult. Pe acest subiect a revenit cu precizări și șeful liberalilor din municipiu, Dumitru Beianu. El a declarat că personal i-a propus primarului Nicolae Barbu să gândească o refinanțare etapizată, fiind avut în vedere exact acel credit cu o dobândă de 3% și pentru care rambursarea efectivă nu a început. Nu s-au plătit în acești 3 ani până în noiembrie anul acesta decât dobânzi și comisioane. Dar e o sumă importantă. Se vor acumula peste 30 de miliarde de lei vechi. Dacă facem o refinanțare, iarăși e corect, e foarte greu de crezut, dacă nu e imposibil, să gândim că vom obține o dobândă inferioară, cei la care a fost contractat, dar putem acești bani, pentru că și o refinanțare va începe în aceleași condiții. Cu azi 2-3 ani de grație, în care se vor plăti doar dobânzi, și după aceea cu rambursarea efectivă a creditului. Dumitru Beianu anticipează că în cazul unor controle ale curții de conturi, în cazul pierderii acelor 10 de miliarde de lei vechi date drept dobânzi, cei care vor răspunde în fața legii vor fi consilierii locali care au aprobat refinanțarea împrumutului respectiv și nu primarul, care nu are drept de vot. Este iarăși unul dintre motivele, nu singurul, pentru care dacă aș fi consilierul municipal, aș manifesta mare reticență privind refinanțarea la pachet a întregii datorii publice. Dar luat pe etape, revin, eu cred că ar fi o soluție care poate fi însoțită de argumente, astfel încât să obțină votul, nu neapărat al tuturor consilierilor, pentru că nu mă pun în locul lor, dar eu aș înțelege o asemenea situație. Numai că domnul Barbu a spus că nu, el vrea o refinanțare integrală și în condițiile astea am încheiat destul de repede subiectul.